Cu cine stau de vorbă? Mă numesc Evuța Adrian. De unde sunteți? Din satul Țebea, comuna Baia de Criș. De profesie sunt asistent veterinar aici în comună. Am înțeles. Pe mine mă interesează să vorbim un pic despre ferma pe care o aveți acasă sau unde o aveți. Acasă, la Țebea. Am o fermă de 7 capete bovine, o scroafă de reproducție, alții 5 mari. Lucrez în jur de 20 de hectare de teren. Ați accesat fonduri pentru ferma dumneavoastră? N-am accesat, când am vrut să accesez, nu mi s-au aprobat și acum... Ați aflat de ce? Nu s-au aprobat. Păi, am avut un punctaj prea mic, n-am avut teren la agromediu, că am mult teren arabil și vârsta. A fost vârsta care am avut peste 40 de ani, deci care m-a depunctat foarte mult. Și acum încercați din nou? Acum sper că încerc din nou. Bun, deci înțeleg că în momentul ăsta susțineți ferma prin fonduri proprii și prin munca? Prin fonduri proprii și prin munca mea. Mai aveți în familie pe cineva cu care lucrați? Mama mă ajută, dar în general mult lucrez singur. Deci mama lucrează chiar pe plan local numai. Deci se ocupă cu laptele, cu produsele lactate mai mult. Am înțeles. Cu grădina de zarzavaturi. Da, asta e activitate obișnuită pentru oamenii, pentru țăranii din localitățile rurale. Bun, dumneavoastră, într-un fel, având și o profesie, probabil că vă ajutați financiar și cu banii pe care îi realizați prin țălar. Banii din profesie se duc la nevastă și mă ajung numai din banii obținuți din agricultură. A, deci ceea ce câștigați în agricultură, investiți tot? Investesc, am 3 tractoare și toată gama de utilaje aproape completă. În afară de combină de recoltat cereale, în rest am toată gama completă de utilaje. Interesant. Și totul fără împrumuturi sau fără... Da, prin muncă proprie. Ați vrut dumneavoastră așa sau n-ați reușit altfel? Păi n-am reușit și dacă a fost conjunctura în așa fel, mi l-am cumpărat. Mai din Germania, mai din România, mai cum am putut, mai ieftine, mai scumpe, dar investiția se ridică undeva la 1 miliard și vreo 200 de milioane, bani vechi vreau să spun. Deci așa adunate una pe alta. Deci în timp așa, deci în 5, 6, 10 ani le-am adunat pe toate. Deci sunteți un fermier pe forțe proprii? Pe forțe proprii, da. Ce cultivați? Am 5 hectare jumate de porumb, 2 hectare de cereale, și lucernă și iarbă pentru asigurarea furajului la animale. Porumbul bănuiesc pentru creșterea animalelor, logic, da? Creșterea animalelor și surplusul pentru vânzare. Ajungeți să și vindeți? Da, cel puțin anul trecut a fost un an foarte, foarte bun, deci nu ne-am confruntat cu un an așa bun în zona noastră, unde am obținut în jur de 8, 9, chiar 10.000 pe unele păzi de porumb boabe la hectar. Interesant a fost când ați ajuns cu el pe piață, să-l dați. Pe piață prețul a fost așa cum a fost, dar și să-l ține n-am avut ce face. Aici e problema la noi, desfacerea. Deci dacă s-ar fi centre de desfacere și la bovine, și la porcine, și la un preț bun, sau diferența să fie subvenționată de stat, ar fi foarte bine și țăranul n-ar sta cu mâna întinsă niciodată la nimică. Bun, bani de la APIA bănuiesc că ați primit, nu? Bani de la APIA, da, primești și bani de la APIA, dar... 80% reinvestesc în agricultură. Foarte interesant. Interesant și cred că eficient. Că, eficient, până urmă, da. Fără investiție nu faci nimica. La acea, mă rog, dilema dumneavoastră că nu există puncte de achiziții, de ce credeți că nu există? Până urmă, asta parcă și pe vremea comunismului erau anumite zone, chestii exact, care adunau. Da. Exact, și pe vremea comunismului era iricul, care eu muncesc în domeniul de pe vremea comunismului și știu cum era, erau centri de achiziții RICU, vinea o dată pe lună, o dată la 2 luni, de exemplu era în Baia de Criș cântarul, venea să punea animalul pe cântar, ăla era prețul, omul știa prețul dinainte, eu știu pe bunicul meu, dădea în fiecare an un vițel la contract și banii obținuți ni punea pe cec. Mie, la sora mea, la tatăl meu, la verișorul și la mătușa mea. Și asta făcea. Deci din banii obținuți pe animale. Bun, și acum de ce credeți că nu sunt asemenea puncte de recoltare? Eu cred că îs interese mai mari unde îs comisioane și nu. Referiți la importuri? La importuri, da.
Adică nu sunt interesat să ajute pe producătorul român să-și vândă produsul. Și nu știu, da. Deci mai bine mâncăm carne crescută cu hormon de creștere și cu altele și altele crescută forțat, încât să mâncăm o carne sănătoasă de la țăran din gospodărie. Ar crește și porci, ar crește și vaci mai multe. Vă dau un exemplu. Deci la Revoluție, pe comuna Baia de Criș, au fost 3.300 de bovine și acum mai sunt 540. Da, cu tot sprijinul de la Apia. Satele sunt îmbătrânite, tinerii nu sunt ajutați în măsură, partea de desfacere cea mai dificilă. Nu creșterea. Creșterea merge tot absolut, dar trebuie să cauți, vin intermediarii, dau prețul care îl dau, care nu acoperă costul de producție. Nici la vițel și nici la lapte. Deci nu merită, nu merită. Nu, efectiv nu merită. Și atunci oamenii zice, decât mai bine mergem în străinătate. Grupul oasele, da? Mai bine mergem în străinătate, muncim 3-4 luni la ea în agricultură, luăm 3-4 mii de euro, îi băgăm buzunar și venim acasă și stăm un an liniștiți pe banii aia. Decât să stai să muncești degeaba în România. Clar. Bun, aici sunteți invitat de Camera Județeană Agricolă de la Deva. Pentru ce? Este un lot semincer, mai multe soiuri de grâu și triticale. Să vedem producția și efectiv soiurile care merg mai bine și se pretează pentru solurile noastre de aici. Deci și propoziți, experimentează sau, mă rog, încearcă să afle... Da? Încearcă să afle care soi și ce productivitate dă mai bine și ca să putem pune și noi în continuare pe zona aceasta. Pentru că e o zonă de deal, o altă climă, nu putem să o comparăm nici cu Valea Mureșului și nici cu Banatul sau altă. Și atunci trebuie niște soiuri care adecvate pentru zona noastră. Dumneavoastră la cereale ce puneți? Am grâu pus și triticale. Deci cam tot ce vedem aici. Da, cam tot ce vedem aici. Da. Și orz am avut pus. Da. Și care merge mai bine? Deci triticalele sunt foarte frumoase. Sper să scot o producție bunicică. La vreo 5.000, sper că ajung la vreo 5.000 la triticale. La hectar. La hectar, da. Aici din ce vedem, din ce au dâns și da, se pare că grâu e mai frumos. Grâu e frumos, da. Deci în partea aceea aia de dincolo, deci terenul e un pic mai slab, deci aici e un teren un pic mai slab în comparație cu alte terenuri. Poate mai bine așa, că poate mai bine așa. Adică în ideea în care se vadă cu un teren mai slab, dacă se obține performanță. Exact, exact. Și destul de bine, arată destul de bine. Deci, o dat și o cantitate de îngrășământ mai mare ca după puterile noastre de care le avem noi, dar arată bine, bine. Bun, acum vă întreb, eu vin din afară, nu neapărat ca reporter, ci ca și consumator de produse românești. Cum e mai, o întrebare cu dilemă mare, cum e mai bine de mâncat produse modificate genetic sau produse care sunt erbicidate cu îngrășăminte? Eu zic că produse, nu. V-am încurcat. Nu, da. Genetic nu. Nu, genetic, eu zic că genetic totuși nu. Totuși mai bine cu îngrășământ, dar nu chiar așa, și dacă se poate mai mult natural. Clar că mai mult natural, dar nu se poate separa. Nu se poate, da, nu se poate. E o dilemă asta. E o dilemă, dar eu zic că totuși astea sunt mai... Că și la alea, dacă nu le dai, eu zic că dacă nu le dai o cantitate mult mai mare, totuși și alea genetic nu cred că merg. Sunt unii care susțin că modificarea genetică, adică, mă rog, acest proces nu afectează produsul și nici pe cel consumatorul. Așa că este tot felul de teorie. Deocamdată, aceste produse modificate genetic de 5 ani, să zic așa, apărute. Bine, oricum, în Europa am înțeles că nu prea s-a acceptat, asta e clar, deci, în toată Europa. Pe termen lung nu putem să ne dăm seama dacă ce efect au, dacă sunt bune sau dacă sunt rele. Deci astea poate 50 de ani trebuie să treacă ca să vedem efectul lor. Anumite generații, de consumatori. De consumatori. Bun, haideți să vedem, noastră ca fermier, în condițiile în care sunteți, cum, ce nemulțumire aveți sau ce credeți că ar trebui făcut, până la urmă, ca să cei care sunt cu situația dumneavoastră se poată dezvolta și să beneficieze de alte condiții? Deci, în primul rând, asigurarea desfacerii produselor.
Deci abatoarele care sunt să-și facă centre de achiziții și să elimine intermediarul. Deci asta vă doare cel mai tare. Deci, da. Și dacă astea s-ar elimina, să știți că nici fonduri europene, nici proiecte la țăranul român nu ar trebui. Deci dacă ar fi, domnule, fac 100 de porci, cât e kilogramul? 6-7 lei kilogramul. Știu că scot atâta, în termen de atâta, o carne sănătoasă, absolut tot, și ar crește omul și ar da, dar așa nu se știe. Deci ăsta e singurul impediment care există în așa ceva. În agricultura românească, vorbesc, cred că în toată agricultura românească. Deci vorbesc la fermele mici, de până în 20 de hectare și care 20-30 de hectare care aici în zonă de deal nu poți să faci fermă de 100 de animale aici pentru că nu există pășune de 100 de animale. Adică unde să pască 100 de animale. Unde să pască 100 de animale. Mai sunt parcele care sunt mai micuțe și oamenii nu vor să le cedeze. Și asta e, terenul mai fărămițat. În zona noastră de deal. Deci nu se poate face fermă de 100 de animale. Pentru că la cei cu fermele mari acolo... Maximul până la 30 de animale. Deci maxim până la 30 de animale o fermă de bovine aici în zona noastră. Vă urez mult succes și să aveți spor la treabă. Mulțumim, mulțumim. Umidometru se numește aparatul ăsta. E un aparat electronic. Face umiditatea nu numai la grâu, face și la triticale, și la porumb, și la soia, și la tot ce înseamnă semințe. Fiecare aparat are o marjă de plus minus 1% eroare, clar. Arată 12,8. S-ar putea și din cauza precipitațiilor scăzute să aibă și puțină și ștăpire. Da. Totuși umiditatea este, asta este normal de depozitare. Da. El ar trebui el acum să fie un 14. Deci faptul că da, dar datorită faptului că nu au fost precipitații mult timp, acum o săptămână au avut 10%. Deci am mai plouat, am deci a plouat, au luat umiditate de împrumut din atmosferă și au ajuns la 12,8. Eu mă așteptam că să fie mai mare. Da, 14. Da. Deci putem recolta, putem depozita fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Asta e. Ce cantitate de azot s-o dat? 100 complex și 200 azot în primăvară. 100 complex toamna. E foarte important complexul să-l dați toamna pentru că capacitatea de asimilare e de lungă durată, în special la fosfor. Azotul se asimilează mai repede, dar fosforul se asimilează mai pe o perioadă îndelungată. Și foarte important că rezistența plantei pe timpul iernii, dacă îi dai complex, e mult mai mare față de faptul că nu îi dai nimic. Deci nu vă zgârciți la îngrășăminte, pentru că dacă nu îi dai, nici el nu-ți dă. E ca și dacă mănânci salată, după două ceasuri ți-e foame. Dacă mănânci un grătar, ar putea să ăsta. Dacă toamna dați o cantitate foarte redusă de complex, iar primăvara veniți și dați o cantitate dublă de azot, nu ați făcut absolut nimic, decât aveți o cultură care arată foarte bine, dar în spicul va fi foarte mic. Deci masa vegetală arată extraordinar, dar spicul este foarte mic, număr de boabe, iar la fel redus. Ce pot să vă spun, că față de lunca Mureșului, temperaturile sunt un pic mai scăzute. Da, și la grâu nu-i place alternanța între
temperaturi scăzute și temperaturi ridicate. Care... Ce nu v-am spus că normal trebuia să facem rotația culturilor să fie în regulă. Aici am pus după triticale, normal nu trebuia să punem după, decât după o prășitoare, era condiția optimă. Dar am zis să punem, că era lângă drum și așa e important să faci un lot demonstrativ, să-l vadă cât mai multă lume. Dacă faci după păioase, să cultivi iarăși o păioasă, cam 15-20% din producție scade. Asta e una. Doi la mână. Poți să ai o infecție de boli dăunător și bureni mai mare, cam cu 15-20%. Și atunci trebuie să vii cu corecțiile în ceea ce privește tratamentele fitosanitare și combaterea atât a bolilor, a dăunătorilor, cât și a burenilor cu niște produse cât mai eficace. Noi am făcut cu secator anul ăsta, eu zic că a dat destul de bine rezultate. Mai sunt probleme. Am vrut să vă arăt și dacă mergeți spre capătul celălalt, ce se întâmplă dacă ai exces de umiditate. Că avem acolo un colț unde s-a păstrat apa pe timpul iernii și efectiv a dispărut cultura. Deci e foarte important să n-ai exces de umiditate. Iar dacă ai prea puțin umiditate, nici acolo nu e bine. Deci trebuie să menții cultura în parametri optimi. Ca estimare, acum să vedem, luăm o probă să văd, am un cântar electronic pe grame, poate ne ajută doamna ingineră să facem o determinare a producției în funcție, dar nu știu dacă va cântări chiar la precizie, că e cam complicat. Dar densitatea, am dat 300, Andrei, da, unde e Andrei? Da. Cât am dat la 300 de kilograme sămânță la hectar? Am avut după răsărire în jur de 370-380 de plante pe metru pătrat. După înfrățire în primăvară, după ce am dat complexul în toamnă, complexul a fost pe bază de azot și fosfor 20-20-0. În primăvară am avut în jur de 420-430 de plante pe metru pătrat. Acum sunt fel de teorii și de exemplu, inginerul Muscă, care e unul din cei mai mari fermieri din vestul țării, dacă nu e și cel mai mare, merge pe o altă teorie. Să dea cât mai multă sămânță la hectar ca să obțină densitate, dar atunci, automat, dacă ai densitate foarte mare, nu mai ai frați. Păi merge pe optica că frații de primăvară au un număr foarte redus, da, de boabe. Număr redus de boabe, asta e. În comparație cu supraproducția care o dai toamna și obții... Ce am observat noi, în general, apare cam un frate fertil care poate să ducă cât de cât producția spre optim. Al doilea frate e cam la jumătate sau chiar deloc. Chiar deloc. Contează mulți factori. Contează să ai umiditatea, să ai fertilizarea bună, să ai tipul de sol. O grămadă de parametri care pot să influențeze, producția. Compară pământul de aici la noi cu orimusul de la Turcii. Știți cum e? Depinde de anumite condiții. Clar că cantitatea de humus de acolo nu se compară cu asta de aici. Merge pe cartări agrochimice. Merge pe cartări agrochimice, face determinarea și foarte important, încercați să vă faceți analizele de sol. Ei, oficiul de studii pedologice la Deva, chiar lângă la parter unde suntem noi, la camera agricolă. Vreți să faceți culturi ca lumea, duceți probe de sol, vă spune exact și vă recomandă cât azot să dați, cât fosfor, cât potas. Dacă aveți aciditate, corectați aciditatea, dacă aveți pH-ul peste 7, iară se poate corecta. Deci e important să pornești cu toată veriga de la început. Dom'le, am tipul ăsta de sol, în funcție de tipul de sol să știi ce soi se pretează, ce cantitate de îngrășăminte se dai, așa mai departe. Să facem o estimare a producției înainte de a cântări. Se taie spicele de pe un metru pătrat, se numără spicele, se fac procentele, spice mari, spice mijlocii și spice mici. Și apoi se iau pentru fiecare procent câte un spic. De exemplu, dacă sunt 60% spice mari, se iau 6 spice mari.
13 spice mijlocii sau spice 3 spice mijlocii și un spic mic și se numără boabele. Și apoi se știe masa a 1000 de boabe, care este în jur de 50 de grame. Și cu, se aplică formula numărul de spice de pe metru pătrat, ori numărul de boabe, ori masa a 1000 de boabe și se împarte la 100. Ca să afli produsul la hectar, se înmulțește cu 10.000. Sunt inginer Orșa Constanța de la Camera Agricolă Județeană. Și mă interesează concluzia după recoltatul acestui lot experimental. Acest da? Lot experimental care a cuprins cele 4 soiuri de grâu cultivate în acest lot experimental, Arieșan, Andrada, Dumbrava și Apulum, s-au recoltat la umiditate de optimă de 12,5%. Și la o estimare a producției Apulum de 5.200 la hectar, Andrada undeva la 4.800, Arieșanu a avut o producție puțin mai scăzută, undeva la 4.000-4.200, iar Dumbrava s-a comportat destul de bine, este un soi care în zonă este cultivat mai recent, a avut și el undeva la 4.000-4.500 de kilograme la hectar. Toate cele patru soiuri de grâu au avut ca martor soiul de triticale Haiduc, care în condițiile pedoclimatice ale acestui an a avut o producție, deși a fost deci trebuia să aibă o producție foarte mare, undeva la 7.000, nu s-a comportat așa de bine, deoarece în primăvară a fost un excedent de precipitații și el s-a rezumat undeva la o producție de sub 5.000 de kilograme la hectar. Dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii Vorbește Lumea, aici în satul Lunca, în comuna Baia de Criș, și am tras concluzia că va fi o recoltă bună cu acest lot experimental, chiar dacă condițiile, cum ați aflat, condițiile au fost destul de vitrege, iată că aceste soiuri de grâu fac față și la lucruri mai dificile. Da? Sper că a fost o emisiune interesantă, agreabilă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Capital TV. O seară frumoasă în continuare. Numai bine. La revedere!